Bună dimineața! Acarienii ajung să fie o problemă în multe locuințe, nu-și dorește nimeni asta, dar se întâmplă și de multe ori apelăm tot la tehnologie. Zilele acestea am testat mai multe aspiratoare dedicate acestui segment de curățenie. Am fost surprinsă și de reacțiile voastre din social media. Am văzut că foarte mulți oameni se confruntă cu astfel de probleme și sunt în căutarea unor dispozitive care să-i ajute în acest sens. Iar astăzi, în platoul I Like IT, am adus 4 aspiratoare de genul acesta. Sunt 4 dispozitive care au funcția de eliminare a acarienilor. Avem așadar dispozitive de la 4 branduri diferite și fiecare dintre aceste aspiratoare făcând totuși parte și dintr-o altă categorie de preț. Și vreau să începem cu Dyson Gen 5 Detect Absolut. Este cel pe care l-am eu acum aici în mână. Probabil cel mai scump aspirator aflat astăzi în platoul nostru. Costă 5.000 de lei și se impune, după cum vedeți și voi, printr-un design minimalist. Este un aspirator vertical, wireless, fără cablu, care vine la pachet cu 5 capete de curățare. Vorbim de 5 accesorii utile în diferite situații. Ce îmi place mie la acest aspirator, pe lângă faptul că este vertical și wireless, este greutatea. Are doar 3,5 kg. Drept urmare, este foarte ușor de manevrat, iar pe acest display vedem în timp real cum funcționează aspiratorul și implicit sistemul de igienizare la particulele de praf pe care le aspiră. Așa ne dăm seama când detectează și diversi alergeni. În plus, lumina LED de pe capătul de aspirare este și ea foarte utilă, pentru că astfel ajungem să vedem ceea ce nu observăm cu ochiul liber. Are și un dezavantaj însă, autonomia nu este foarte mare, chiar dacă încărcarea este destul de rapidă, vorbim de o autonomie de aproximativ 30 de minute, iar dacă îl folosești în funcția turbo, atunci în 15-20 de minute maximum deja trebuie să-l pui la încărcat. Al doilea aspirator despre care vreau să vorbim astăzi se numește Gini, este cel pe care l-am aici în dreapta și cred că este preferatul meu din această categorie. Este un aspirator creat și gândit special pentru curățarea așternuturilor și a saltelelor, pentru igienizarea lor. L-am folosit și eu și mi-a plăcut cum aspiră, este foarte puternic și are și o lampă UV pe care o poți folosi doar când îți dorești asta. Nu este însă un aspirator wireless, iar asta îl face în unele situații destul de greu de manevrat și nu este nici el ușor, dar are un sistem foarte bun de aspirare și un preț foarte atractiv de 550 de lei. Un preț bun pentru ceea ce știe să facă. Mergem însă mai departe, mai avem un model asemănător, gândit tot pentru igienizarea saltelelor și eliminarea acarienilor. Acesta este un Derma, un brand mai puțin cunoscut, dar am zis să prezentăm și un astfel de produs. Are un preț foarte bun, de aproximativ 200 de lei. Este cu siguranță cel mai accesibil dispozitiv din platoul nostru acum. Îmi place că este mult mai ușor decât Jimmy, despre care am vorbit mai devreme, și are și el o lampă UV și este evident mult mai ușor de manevrat. Dar la dezavantaje aș include faptul că nu are o putere de aspirare atât de mare și fiind mic, nici nu poate colecta foarte multe impurități. Dar probabil că dacă îl folosești doar pe așternut, pe saltea, destul de des, s-ar putea să fie suficient. Pe final vreau să vorbim însă și despre un model de aspirator deja clasic pe care am vrut să-l includem în această prezentare, pentru că știm că astfel de aspiratoare se regăsesc și acum în multe dintre casele românilor. Vorbim despre un aspirator cu sac, un Rowenta Silence Force 5, un dispozitiv care vine la pachet cu mai multe capete de aspirare, are inclusiv accesorii speciale pentru aspirarea părului de animale. Un mare avantaj la acest aspirator este recipientul de praf de aproape 5 litri. Asta înseamnă că nu ești nevoit să schimbi sacul de praf după fiecare aspirare. În plus, este și destul de silențios. Asta mi-a plăcut mult și am aflat și de ce este atât de silențios. Totul se datorează motorului Efitec, gândit pentru o mai bună eficiență energetică. Are și un mâner ergonomic și un sistem avansat de filtrare. Producătorul spune că nu trebuie să-l schimbi niciodată, să nu-i schimbi niciodată filtrele, practic ele sunt permanente, nu este însă wireless, iar firul este de 12 metri, deci ar trebui să acopere o bună parte din casă destul de ușor atunci când vrei să faci curat. Prețul este de aproximativ 700 de lei. Este un aspirator prietenos cu mediul. Cred că acolo l-am putea încadra. Găsiți mai multe detalii pe site-ul nostru, pe știrile protv.ro.
la secțiunea I Like IT despre toate aceste aspiratoare și nu uitați că vă așteptăm și pe Instagram.